În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Preobiți frați și scumpe surori, <coughs> venim și astăzi înaintea Domnului, ca de fiecare dată, mai înainte de toate, cu, cu mulțumire, cu recunoștință, cu bucurie, pentru că ne-a mai dat și astăzi încă o zi, așa cum auzeam astăzi la Sfânta Liturghie, Repetând de atâtea ori în fiecare săptămână, devine o, un lucru obișnuit, și a, poate nu mereu simțim de fiecare dată aceeași stare. Nu avem sigur aceeași stare mereu. De aceea, acesta ar fi un gând de început să, să avem mereu o stare proaspătă, o stare prin care să, să fim prezenți, să venim ca înaintea Domnului știm că și astăzi este o Evanghelie despre care a zice că e greu să să vorbim poate că de fiecare Evanghelie e greu să vorbim și cel mai important e să putem trăi aceste lucruri și este o stare despre care ne se vorbește uh, foarte apăsătoare aici în, în Sfânta Evanghelie și pentru că suntem la început aș vrea să citim cu îngăduința frăților dumneavoastră Evanghelia de la Sfântul Luca, capitolul 16, început cu versetul 19. Pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zecea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, <coughs> până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimete pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimeți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Cum ziceam mai devreme, este o stare grea când, când ne gândim la dialogul dintre starea în care a ajuns și cum, cum vorbeau ei, lucru de căpătâi pe care ni-l aduce Domnul Iisus în prin Sfânta Evanghelie de astăzi, credem că e Milostenia care trebuia să fie în viața acestui om bogat, despre care, așa cum am auzit, nici măcar numele nu-i se spune, înainte ca să ajungă acolo, înainte ca să plece în veșnicie. Și mi-a venit gând acesta că cineva pentru a fi milostiv este nevoie, așa cum spune Domnul Isus, căci din prisosul inimii vorbește gura și de acolo vin toate lucrurile bune. Iar acest lucru găsim în Psalmul 50 sau 51, în traducerea pe care o avem cei mai mulți, la versetul 10, unde Domnul ne spune: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeu, le pune în mine un Duh nou și statornic. Dacă avem această inimă curată pe care o putem, stare aceasta de a avea Inima curată, Sufletul curat, le putem primi doar de la Domnul Isus și atunci o să putem privi la aproapele nostru. Nu sunt sigur ce părinte spunea că uh, dacă poți să-ți să ridici ochii către Domnul, adică faci acest lucru, dar nu poți să-i cobori, să, să privești la aproapele care este în nevoie, este, este cumva în zadar. Sau mai spunea că legătura aceasta dintre noi, dintre oameni, bunătatea dintre oameni spune că am fost în stare să ajungem pe lună, dar nu suntem în stare să mergem la vecinul de peste drum. Este, o, este un lucru foarte greu și uitați niște cuvinte atât de simple spune, spune lucrul acesta. Și un alt gând tot spune că sfârșitul lumii va fi atunci când nu va mai exista potecă între, între vecini. Omul acesta, când spune cuvintele pe care le. De fapt, când se roagă, când ajunge să se roage, o face prea târziu și vedem că de fapt el realizează ce trebuia să facă, dar realizează prea târziu pentru că știa de ce avea nevoie. Și lucru pe care el era nevoie să-l facă în viață, îl cere Părintului Avram și spune: "Părinte Avrame, fieți milă de mine." Fratele Trean în acel um, în acea carte pe care o scrie uh, ca tâlcuire pentru serele de școală biblică de vineri și duminicile spune aici despre, despre starea aceasta prea târziu la care a ajuns bogatul pocăința pe care a făcut-o el prea târziu după mormânt vorbind tot de pocăinț, de milostenie <coughs> Sfântul Apostol Pavel ne spune și Sfinția Lui despre cum trebuie să fim de binevoitori cu cei de lângă noi, pentru că atunci când facem bine, nu știm noi cine, cine poate să fie, de fapt, dincolo de persoana pe care o vedem noi, de cei pe care îi vedem. În capitolul 13 de la Evrei, și știm locul acesta, spune Sfântul Apostol Pavel, stăruiți în dragostea frățească. Apoi spune să nu dați uitării. Primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit, fără să știe, pe îngeri. Pentru că știm că în, în sărmanul de la ușa bisericii sau de oriunde ar fi, acolo este Domnul Isus Hristos. Tot Domnul spune, când este vorba de a vinde acel mir scump, și să se fida săracilor, Domnul Iisus spune: Pe săracii veți avea tot timpul cu voi. Un alt părinte spune că uh, atunci când noi, de exemplu, facem milostenie cuiva, acel om care e recunoscător și care e în nevoie, ne mulțumește. Dar spune părintele acesta că noi ar trebui să le mulțumim lor, că ne dau voie ca să le facem milostenie în numele Domnului să fie făcută pentru că de fapt ei ne ajută pe noi prin fapta pe care o facem. Mi s-a părut copleșitor și lucrul ăsta. Cum e de fapt că noi, Domnul i-a lăsat pe ei, pe cei sărmani, ca să ne, facem, să ne facă nouă bine dacă noi avem o inimă milostivă și bună, plină de îndurare care să se ajute pe ei. Fratele Traian spune de asemenea, nu pune atât de mult apăs la tâlcuirea din acest loc, doar pe partea materială, care e foarte importantă, cum avea nevoie săracul Lazar, ci spune și de milostenia sufletească pe care trebuie să o facem aproape lui nostru. Tot legat de, de acest lucru, de a face bine celorlalți, mi-am amintit înainte de a veni, mi-am amintit acasă de un loc pe care eu nu, nu știam prima dată că e din Biblie, tot așa, un părinte l-a spus, dar așa mult m-am bucurat că este din Cuvântul lui Dumnezeu, și este în proverbe tot legat de atitudinea noastră față de, de oamenii care sunt în nevoie. Și spune Solomon în proverbe, în capitolul 19, cu versetul 17: Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răspăti binefacerea. Mă gândeam câtă milă are Domnul, cât prețuiește Domnul milostenia și bunătatea făcută față de un om în nevoie, un om sărac, că el a pus în, pe inima și în condeiul Sfântului lui Solomon scrind aceste lucruri, adică cât valorează înaintea Domnului și El arată că noi îl împrumutăm pe El atunci când facem, când facem acest lucru. Iar mai presus de toate, ca de fiecare dată vedem cel mai, cel mai sfânt, cel mai desăvârșit model de a face bine în Domnul Iisus Hristos. Părintele spunea la un moment dat, fratele Trean, de asemenea, spune că Domnul Iisus era poate cel mai flămând dintre toți oamenii de acolo, care n-a apucat niciodată să, să, de fapt, nu lăsa pe nimeni fără să-i ofere ce avea nevoie, fără să-l mângâie, fără să-i dea cele ale sufletului și ale trupului și el este exemplu de săvârș și de, de milă, așa cum spune în locul acela de la Matei, învățați-vă de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Cum am zis, E destul de greu să vorbim de aceste lucruri și poate uneori e... vorbim sau vorbesc prea mult de lucrurile astea și cel mai important este ceea ce era nevoie să facă acest bogat să împlinească. Domnul nu i-a zis vindeți toată averea și dă-o dă lui Lazar toată averea pe care o ai, dar putea să-i să dea atât cât avea nevoie. Domnul nu cerea neapărat să să-i o cantitate anume, ci să se dea cu o inimă bună, atât cât, cât simțea el să-i dea, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Tot ce facem să, să facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și aceste lucruri ne sunt de, de foarte mare folos dacă cerem ajutorul Domnului să le împlinim în viața noastră. Este este destul de greu, pentru că de fiecare dată când citim Evanghelia, așa simțim și așa ar trebui să fie, să ne punem noi în, în oglindă, pentru că citim aceste lucruri, lucrurile s-au întâmplat. Și aici nu, nu cred că este doar o, o pildă. Lucrurile acestea le-a spus Domnul Isus ca Fiul lui Dumnezeu, înaintea noastră și înaintea celor care ascultau aceste lucruri, despre două suflete, care au trăit și două lucruri care, niște lucruri care s-au întâmplat și sunt o pildă pentru noi. Și ne cutremurăm, poate, pentru că noi nu avem în momentul acesta nicio siguranță că vom ajunge să fim ca Lazar. Dar ne punem nădejdea în Domnul că dacă îl ascultăm și dacă l urmăm până la capăt și vom duce cu frică și cu cutremur mântuirea noastră până la sfârșit, atunci vom putea avea parte de mila Domnului. De aceea rugăm pe Domnul să, să ne fie ca pildă, cum să zic, să învățăm ceea ce trebuia să facă acest bogat și să aplicăm, să trăim în viața noastră de fiecare zi și să, să privim întotdeauna la Domnul Iisus Hristos care ne învață să facem milă. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Slăvit să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.